Capitanul roșiorean Liviu Floricel cu primele impresii după egalul 2-2 din runda 18-a de pe teren propriu. Liviu, ați avut meciul în mână, ați fost egalați în ultima fază a jocului. Cum este să pierzi două puncte după ce ați câștigat trei, tot la ultima fază? Așa este, este păcat că am fost egalați în ultimul minut, ultima fază, însă așa este în fotbal, se poate întâmpla orice, nu vedeți, se joacă faza până fluieră arbitru. Etapa trecută am câștigat tot așa minutul 90 și ceva, acum am fost egalat în 93. Așa se întâmplă. Dacă nu tratezi meciul cu maximă seriozitate, până fluieră arbitru, fluierul de final. După părerea noastră, cred că au fost mai mult de 93 de minute în momentul în care s-a marcat golul. Voi știți ceva? Nu știm nimic, nu știm. Așa a vrut domnul arbitru, așa a lăsat jocul să meargă, jucăm până fluieră finalul meciului. Sunteți neînvinși. Chiar dacă ați pierdut aceste două puncte, in extremis, la ultima fază, sunteți neînvinși, 4 egaluri și o victorie, una dintre cele mai greu de bătute echipe ale seriei, se pare, în acest retur de campionat. Tu cum vezi lucrurile din teren? Sportingul a căpătat mai multă încredere, mai multă omogenitate, poate juca de la egal la egal cu orice adversar și mă refer aici la următorul meci pe care îl aveți în deplasare, la Clinceni, unde e foarte, foarte greu. Așa este, eu zic că s-a echilibrat foarte mult fotbalul la nivelul diviziei a treia. Sunt echipe bune, noi avem deja aproape un an împreună. Eu zic că creștem de la meci la meci și sperăm să așa să fie. Suntem neînvinși și sperăm să fim neînvinși cât mai mult până la finalul campionatului. Vă așteaptă o deplasare grea după două meciuri pe teren propriu la Clinceni. Ați bătut aici la Roșiori echipa din Clinceni. Cu ce gânduri acolo, Nils Wolf? Vă dați seama, mergem să nu pierdem. După părerea mea, cred că e cea mai bună echipă de la noi din serie și vom merge acolo să nu pierdem.